arată. Deci ultima problemă este foarte grea. Suntem la penultima. Ultima, deci pulpare cum o faceți foarte greu. Bine, gata, gata ce să fac. Dar dacă o faceți voi? Eu am rezolvarea, dar o îmbăbește. Așa, îmbăbește? Îmbăbește. Și trebuie să o fac mai complexă. Așa, și mai... trebuie să o iau de la capăt cu noțiuni de matematică de clasa 5. Mai puse pe... Asta mai trebuia, în sfârșit, zi, te rog. Diferența două numere este 110. A minus B egal cu 110. Unul dintre ele este cu 16 mai mic decât de 7 ori celălalt. Deci, unul dintre ele este cu 16 mai mic decât de 7 ori celălalt. Eu cred că nu A se adun 17 ca să facă de 7 ori celălalt. Deci A plus 16, 16. Egal, 16, da. Egal cu de 7 ori, parcă ai zis B. Da, 7. De 7 ori celălalt. Deci, când îl fac de 7 ori pe celălalt, el devine mai mic. Atunci mai pun eu 16 și da, asta ar fi relația. Și ce că se face acum? Aici să înlocuim nouă. Nu prea merge. Hai să-l aflăm de sus. Pe A de aici să-l aflăm. Cât ar fi A-ul? 7B minus 16. Da. Da? Deci așa ar veni, nu? Da. Deci din asta, din A-a doua, A ar fi egal cu 7B minus 16. 16. 16, corect. Și cu A-ul ăsta mă duc eu sus și să-l locuiesc aici. Da? 7 ori. În loc de A să vină 7 B. De minus 16, zice, egal cu 7 B. Așa, nu. Minus B. Că este minus B ăsta, numai pe A l-am locuit. De pe o rămas acolo. Aha. Minus B este egal cu 110. Și acum avem 8 B. Deci 7 B scăzut un B? Păi da, cheltui. Dai un leu și faci mai mult? Păi dacă e așa... Deci echivalent cu 8B este egal... minus 8B. 6B. Atent! Da, 6B minus 16 este egal cu 110. Echivalent cu 6B egal cu... 110 plus 16, adică 6B egal cu... 126. Nu? 126. B egal cu 126 împărțit la 6. Așa. B egal merge de 2, 21. Yeah. Și dacă știm pe B, ne ducem și la fel și pe A. A minus B. Deodată, nu. Întâi de aici. A egal de 7 ori B minus 16. Da. Da? Deci și în prima merge, dar și aici. Deodată. A egal cu... A egal cu 7... Da, 7 ori 21 minus 16 egal cu 7 ori 1, 7, 7 ori 2, 14 minus 16 și este egal cu, hai să vedem, 6 din 7, 1, 1 din 4, 3, 1, 131. Da? Deci A-ul este cât? A-ul egal cu... Acum vine ultima problemă. Deci A egal cu 131, iar B 21. Și am rezolvat și problema. Ia să șterg tabla ca să se vadă bine. Da. Se vadă bine că nu știu. Să știți că sigur aveți timp, deci suntem cu tablei noi o idee. Nu era așa idee bună. Nu se știe. Eu mai câștig ceva timp. Adică s-ar putea că să mă gândesc așa foarte mult și... Eu mai descriu datele probleme pe... Așa scrie. Cât eu te dau. Pentru că nu am cerințe, trebuie eu să vă dau. Adică să vă... A, ai tu, ai formulat o problemă? Nu. Nu a fost la lingvistică problema aceasta. Da. Și a făcut-o pe partea care mama e profesoară de matematică. Așa. Dar a făcut-o băbește. Ia și doamna profesoară ne-a spus să o facem cu instrumente matematice. Da. Deci,
Fetele, F plus B egal cu 40. Fetele plus băieții fac 40. Fetele plus băieții egal cu 40. Fetele sunt trecute cu M. Adică, nu se scrie cu F, se scrie cu M, așa scrie aici. Da. Fetele sunt trecute cu... Nu, nu ștergeți. Așa. Și dedesubt scrieți F egal cu M. F egal cu M. Adică fetele sunt trecute cu M, iar băieții cu N. Băieții? Cu N. Băieții cu N. Și M plus N egal cu 40. Bun. În loc să scrie fete plus băieți egal cu 40, înseamnă că M plus N... Un băiat... Deci M plus N... egal cu 40. Am înțeles. Un băiat, B1... Un băiat... Un băiat... Așa. Invită o fată. Așa. Undeva. Al doilea băiat invită 4 fete. Da. Al treilea băiat invită 7 fete. Ah. Al n-lea băiat invită 3n minus 2 minus 2m. Haideți să vă spun problema mai departe. Nu, 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 nu. Un grup de prieteni este format din 40 de băieți și fete. Da, la un loc. Da. 40 da. Băieți și fete. Nu băieți și nu știm câți băieți. Nu știm câți sunt băieți. Nu băieți, N fete. Așa, N da. Fete. Așa da. Sunt trecut. Da. Pentru a se întâlni, băieții trimit invitații fetelor astfel. Primul băiat trimite la o fată. Trimite la o fată. Bun. Primul băiat, una, o singură fată. Da? Adică B1 să spunem, F1. Prima fată. Al doilea băiat trimite invitații la 4 fete. Băiatul ăsta e mai șmecher și la 4 fete trimite. Trimite, dar s-a zis de ce spune la sfârșit? Să vedem, dar ușor, să nu mai e repede. Hai să iau așa mai clar. No, băiatul 1, da, băiatul 2 mai depărtați unul de altul. Da. Băiatul 3 și așa mai departe, băiatul care? Al... Băiatul al M. N-lea. Nu? N. Păi de ce? Păi zici că sunt M băieți. Da, dar așa spune aici. N-lea băiat. Da, dar dacă băieții sunt cu N. Păi da. Deci al băiatul al N-lea. Al N-lea băiat. Și primul băiat trimite invitații la... La F1. La o fată. La F1. Da. Al doilea. Al doilea la F4. Deci, la F4, adică la fetița F2, F3, F4 și F5, nu? Că F1 este consumat odată. Deci, fetița F1 a fost consumată. Acum, a doua, a treia, a patra, a cincea, apoi. Așa. Al treilea. Al treilea la 7 fete. Wow! Adică trimite la, F5. F6, F7, F8, F9, F10, F10, 2, 4, 5, F11, F11 și F12. Deci, iar al N-lea B, al N-lea băiat, trimite invitații la 3N-2M. Adică la 3 ori numărul băieților, 3 minus M, 2 ori... Minus 2? 3 N. 3 N, minus 2 M. Minus 2 M. Fete. Da. 3 N. Încât toate din grup au primit invitații și nicio fată nu a primit mai mult de o invitație. Câte fete și câți băieți sunt? Amintesc de nepoțica mea. Da, hai, povestiți! Hai să mă lăsă. Păi dă-mi să se fac altceva mai bun. Păi da, mă, mai îngrat povestesc decât să mă gândesc aici. Deci, ce spunea fetița mea, nepoțica mea? Se conduci? Nu știi. Engleză? Nu știi. Engleză? Nu știi. Nici matematică nu știi. Așa și eu acum. Ce să fac aici? Nu știți. Numărul băieților nu știți. Numărul fetelor nu știți. Dar știu că... Nu știți. Numărul total știu că-s 40 la loc. Foarte tare.
Eu de asta am să mă iau. Dacă stim, putem să ne vom vedea. Păi aici e toată povestea. Păi dacă acolo, la ultima relație... Hai să-l punem și pe al patrulea. Hai să-l punem și pe al patrulea. Exact așa a făcut și tot. Deci pe al patrulea. Oare mai te vreți să vă dau varianta Băbește? Nu. Bine, bine, gata, scuzați-mă. Da. Deci, de la 1 până la 5, câte au fost adăugate aici? Păi, 3. La 3, perfect. Deci, s-a mărit față de cât a primit să rău 1, nu? Cu 3. Al doilea, nu vrea numai o singură prietenă, ci vrea 4. Adică 3 în plus. Da, dar gândiți-vă că fiecare a primit decât o singură invitație. Păi tocmai asta fac și eu. Păi da. Fetele nu vedeți o altă fată de 2 ori. Da. F1 e odată invitată de B1. F2 odată, F3 odată, F4 odată, F5 odată. Înseamnă că sunt mai mult de F12, de B12. Adică sunt mai mulți băieți decât 2. Deci 2-4 fete sunt aici, da? Următorul B3, în afară de cele 4 care au primit primul, mai dă încă 3. Deci se adaugă totdeauna 3 față de al din față. Da. Deci, atenție, între B1 și B2, da, între B1 și B2, între B1 și B2, diferența de fete, sau fetele sunt în plus cu 3 la al doilea, da? Băieți, trebuie să fie mai puțin decât fetele. Păi este adevărat! Păi uite, uite, se vede foarte tare. Da. Acum întrebarea mea este, la B4, câte adică fete... 12 plus 3. Nu 12, 2, 4, 6, 7. A, 7 plus 3, 10 fete da, trebuie să punem. Da. Deci așa. La, că vedeți cu 3 în plus față de cel din fața sa. Deci aici o să pun. B4. La B4 spun F13. Da. Că F12 a fost ocupat, nu? F13, apoi F14, F15, ți-am spus că pun? Câte fetițe pun aici? 2, 4, 6, 6, 10 de zile. F15, F16, F17, F18, F19, F20. 20, 2, 4, 6, 8, 8, 21 și F22. Deci toate aceste fetițe, 10, la 10 trimite acestea. Sunt multe fetițe. Da, nerușinat este asta. Câte atunci B5 va trimite 13. La 13. B5 la 13. B6 la câte va trimite? La 16. Deci, B7 da? Va trimite la 19 fete. Da, câte fete să aici? Dar de unde să fie? 40 de fete. Total, nici fete nu-s 40. La un loc cu băieții. Adică. Deci dacă am fi acum... Am putea să zice că avem câți băieți până acum? Băieți. Care au fost luați în discuție. Păi. 4 băieți și câte fete? Păi. Ar fi F1 da. Plus. Păi nu, până la 22. Da. 22 de fete. Da. Deci 22 și cu 4. Acolo F1. Da, am vrut să aduc fetele și mi-a atras atenția. Ștefan, i-aș spus, dar ce voi mă chinui să nu vedeți că le-ați numărat bine? Până la F22, da? Da. Așa eu gândit bine aici. Da. Din fete am acoperit doar 22 de fete da. Și la băieți am acoperit doar 4. Da? Păi da, și avem 4 de aici tot. Și mai am încă, și să le iau în considerare și pe băiatul al 5-lea. Ia să vedem pe băiatul al 5-lea. Băiatul al 5-lea. Va avea 13 fetițe. Adică de la 22, da? De la 22 încep. F23, F24, F25, F25, F26, F27, F28, F29, F30,
30, F31, F32, F33 și F34 și F35. Te rog să văd numele astea, dacă nu sunt acum 30. 33, F34, F35. Da, tu vrei. 4, 6, 8, 10, 12. Câte fetițe am consumat? Păi, 35. Le-am numărat? Păi, 35. Acum nu scădem din 40-35 ca să aflăm numărul băieților. Păi da. Sunt 35 de fete și 5 băieți. Da, sunt 5 băieți. 1, 2, 3, 4, 5. Chiar sunt 5. Gata, și sunt 35 de fete. Exact, 35 de fete și... Și facem răspuns. Asta-i băbește sau prin termen matematic? Nu, este termen... Nu? Metodă figurativă. Pentru că băbește a fost ceva de genul făcută. B1 egal cu o fată. B2 egal cu 1 plus 3 ori 1 o fată. B3 egal cu 1 plus 3 ori 2 fete. B4 egal cu 1 plus 3 ori 3 fete și BN egal cu 1 plus 3 ori, în paranteză, N minus 1 ori fetele. Nu așa se face la clasa 5. Știu, păi aia e băbește. Nu-i băbește. Aici este făcută în niște termeni care depășesc puterea voastră de înțelegere. Numărul 1. Poate e de clasa... Da? Deci, de clasa. Deci noi ar trebui să gândim problema la nivelul clasei A. 5-a și chiar mai jos. Limbajul meu acum a fost la nivelul clasei și chiar la 4-a. O pot face și între a 4-a și între a 3-a. Da. Dar pentru că eu am zis, băiatul B1 cu F1, băiatul B2 primește invitații, trimite invitații la câte? Așa e, 1 și cu 3, 4 fetițe. A fost greuță? Nu, a fost interesantă. Nu foarte grea. Nu foarte grea, interesant. Dar nu v-ați dat seama la început, deci toți v-ați blocat un pic. M-am blocat, da. N-am răspuns din prima, da? Mai avem timp și vă vom da o problemă foarte bine, bine. M-am înțeles. Bine și timpul, dar nu mai fost. Deci ce, 7 stele. Dar nu m-am mai făcut-o de rușine. Mă cau de 20 stele. Nu de 20, deocamdată de cartea voastră numai de 7 stele, da? Din păcate. Așa. Dar va fi și de 4 stele. Fetelor, hai să vedem cum am raționat. Sper că m-ați urmărit, da? Deci băiatul B1 trimite la prima fetiță, am zis. Băiatul B2 trimite la 4 fete, adică la încă una, cum a trimis celălalt înainte, și plus 3. Și acum am înțeles, celălalt îl trimite la cele 4, plus încă 3, la 7. La celălalt îl trimite la cât a fost aici, plus 3, la 10. Ăsta îl trimite la 10, da? Plus 3, 13. Și acum le-am numărat fetele, că zic că fiecare câte o singură invitație, eu le-am numărat, de fapt, concret, și am văzut că sunt 35 de fete. Da. Nu mai gândesc la băiatul B6, că băiatul B6 ar trebui să primească la... Cât să, băiatul la, 5 plus 3. Plus 3, la 13, de 16 fetițe. 16 de pe 6 pe 40. Da, adică rămânem la... Rămânem la soluția de aici. Ne oprim la... 5 băieți și perfect. E problema, 35 de fete și 5 băieți și totul este ca în oglindă. Deci ce am făcut aici? Am încercat să surprind exact partea aceea de raționament în care se spune un băiat, primul băiat la o singură fată. Băiatul și am făcut metodă figurativă, să zic așa, ca să ochiul să participe. Fetelor, în afară de ceea ce era parte teoretică spus în cuvinte, am apelat la o chestie în plus, a metodă figurativă, ca la judecata pe care s-o emit, să participi și ochiul. Acum stau de vorbă cu voi și trag de timp ca să nu intru în pericol, în perioada aceea grea, când primesc o problemă de 7 stele. Da, între timp, Cristina caută problema de 7 stele, că și-a pus... Și atentă și la dumneavoastră. E și atentă la mine și și-a pus în gând neapărat să mă facă de baftă acum în prag de Crăciun, da? Da. Să strice bună, să strice, să spunem, starea de bine a moșului Crăciun, al Moș Crăciun. Bună dispoziție al Moș Crăciun. Ea nu se poate. Cauzi problemii de stăluri. Hai să cauzi tu, da. Bine. Mâine. Așa. Bine. Mâine ți-ai propus clar să mă execuți. Bine. Asta am făcut aici. Mi se pune problema foarte tare, foarte interesantă.
Ieri a fost sunată de o fetiță de la Cluj, Alessia. Aceeași fată? Da, aceeași fată, Alessia. Vă mai amintiți când m-a sunat altă dată. Și m-a pus o problemă, am făcut-o, dar la clasa a patra, am făcut-o clasa a patra. Deci s-a putut face foarte simplu, metoda falsă ipoteză. A, așa. De tipul, într-o parcare, nu într-o parcare. Se uită la noi acum? Alessia, dacă te uiți, sună-ne și dacă mai ai o problemă, te rog să ne anunți. Că n-am găsit o problemă. Ai găsit una acum? Da, am găsit. Perfect. Îi dădusem la Alessia o problemă, să o facă ea. Și bănesc că a avut greutăți și n-a vrut să o facă. Deci, nu ține și mești. Nici trupul ăsta nu trebuie să ține cu Alessia. Tot v-a spus în gând să mă faceți de baft. E bine, bine. Am stau acolo și discut între ele și spun, pe asta e ușoar, nu eu dăm pe asta. Caut alta. Nu, mai grele, mai grele. Mai încolo, mai încolo. Uite, nu că m-am uitat așa, sunt ușoare. Uite, ați mai învățat mulțime? Da. Nu l-am mulțime, nu mă duceți acolo, nu știu. Nici eu n-am învățat mulțime. Nici eu. Așa. Din urmă, la lecțiile, la problemele care le-am făcut din urmă, pe acolo, trebuie să găsesc voi la 7 stele. I-am făcut la 7 stele o problemă. Dar la 3 e mai degrabă, la 7 să nu... Nu, dar domn profesor, da. Da, vreți să încep să plâng acum? Abia știți, domn profesor, de ce ați... Aveți noi într-un noroc atât de hai tu aici. Da, nu am eu. La... Suntem ușor, calm. Asta? Uitați-vă cam ce pot să facă. Uitați cât sunt, cât sunt puse pe fapte mari. Ele speră ca acum să găsească o problemă pe care să nu o pot rezolva. Asta este. Le-am învățat. Am luat-o de jos în sus. Am fost atent și am... Da, ce se fac? Și el acum a vrut să mă facă de baftă. Da. Ne pare rău, domn profesor. Poate vă regreta. S-ați găsit? N-am găsit. Alessia mă scoate. Bună! Alessia mă scoate în încărcătură. Pentru că i-au văzut că eu s-a văzut. Alo? Alexia, uite că acum chiar am încercat să propun să măsuri, cred că tu ai și auzit, nu? Îl urmărești pe microfon, da? Nu cumva ai o problemă? Alexia sau Alexia? Alexia. Auzi, nici nu știi cât de mult te îmbrățișez în clipa asta, că m-ai salvat. Pentru că... Alo, mă auzi? Da. Ștefania și cu Cristina și-au propus să mă facă de baftă. Aveți noroc. Am noroc. La mâine, sigur, vă. Mâine... Așa. Bun. Alessia, hai te rog să-mi dai problema ta, că nu mai avem timp. Vă rog frumos, ne apucăm de treabă. Hai, te rog. Ne apucăm. A plus B egal cu 56, da? Da. Și dacă se împarte de cel mare la cel mai mic, ce obține cutul 3 și restul 4? Aflăm cele două numere. Deci A împărțit la B conduce la cutul egal cu cât? Ce cât ai spus că obții? 3 restul 4. Cutul 3 și restul egal cu 4. 34. Ușoară. Câtul 3 vă zici și restul 4. Da? Restul 4. Aflați numărul. A împărțit la B egal cu 3 rest 4 rezultă da. A
egal cu 3b plus 4. Ia uzi, ia uzi, ia să facem. Zici așa deci, ca teorema împărțirii cu restul. Da. De împărțitul egal cu împărțitul A egal b. cu 3b. Da, 3b plus 4. Așa, 3 ori B. Plus 4. Plus 4. Și de aici înlocuim în prima ecuație. Aude aici, înlocuim în prima, da? Da, și facem 3B plus 4 plus 1B egal cu 56. Și avem 4B plus 4 egal, 4B plus 4. 4 egal cu 56. Așa. 4B egal cu 56 minus 4. Da. 4B egal cu 52. Da. Și pe acesta împărțim la 4. Rezultă că B egal cu 52 împărțit la 4. Și rezultă B egal cu merge odată. Rest 13. B egal cu 13. 12, eu zic. 12? Păi dacă merge odată, rămâne rest 12, 2, 1. 1 și cu 2 care se încobară, 12, 4, 12 și 3 ori. A, da. 3 ori. De 3 ori, eu am greșit. Păi eu v-am spus. Da, așa este, am greșit tot. 13. B-ul e 13, iar A-ul și e egal cu... este A plus 13, egal cu 56. Deci A plus 13... egal cu 56. Egal cu 56. A egal cu 56 minus 13. A egal cu 6 minus 3, 3. Deci 43, 43, da? E perfect, nu? Problema... hai să vedem dacă așa stau lucrurile. Hai să facem proba. Că A plus B face 56, nu cap pe discuții, dar să nu împărțim pe A la B. Deci pe 43 să-l împărțim la 43 împărțit la 13 merge de 3 ori 3 ori 3 ori 3 9 3 ori 1 3 13 minus 4 deci 13 minus 9 4 da. Și restul 4. Perfect, așa este Alexia. Alexia, îți mulțumesc din suflet că m-ai salvat, pentru că încă pusem într-un pe mâna fetelor colegilor tale și care își propusesc acum să caute o problemă, tocmai ele căutau insistent o problemă pe care eu să nu o pot face. Și cum știi și tu bine, eu nu pregătesc lecțiile și ele au descoperit asta, nu știu probleme care mi le propun și acum și-au zis să-mi strici buna dispoziție și iată vin sărbătorile și în loc să zic la mulți ani, la mulți ani o problemă grea, să vedeți... De sărbători mai venim aici? Dacă vreți, venim, sigur că da. Venim? Ne gândim și dacă da. Este așa, putem veni. Alexia, nu așa cum ai o problemă? Da. Alexia sau Alexia? Ia ascultă tu, vă zice. Alexia sau Alexia? Alexia. Alexia. Da. Hai să vedem, Alexia. Zi altă problemă. Așa. Se iau o treime din numărul merelor. Deci dintr-un coș din N mere, din N mere, mere, se iau o treime, da? În prima fază doar o treime din toate acelea. Acum se mai iau încă o treime. În faza a doua, încă o treime din rest. Da? Încă o treime din rest. Da? Și apoi o treime din numărul merelor rămase. Wow! Dar tu ai spus că ții cu mine. Mulțumim frumos! Atâta așteptam. Da, deci a treia oară, o doime din nou rest. O treime. A doua, a treia oară, o doime din nou rest. Din noul rest. Încă o dată, mai ia. O
constatăm că în coș, deci după aceste trei operații, au mai rămas exact 4 numere. În coș rămân în coș egal 4 mere. 4 mere. Câte? Alexia, ai zis că n-am înțeles problema. Ne mai zice și de nepoțica voastră, o facem la anul. Da? Deci mai zic ceva, o poveste cu nepoțica mea. Da, te-ar vă ruga. Da? Da? Bun, te rog frumos, Alexia, n-am înțeles-o. Deci, ochider șocolată? Da. Dintr-un coș cu mere, se ia o treime din numărul merelor, apoi o treime din numărul merelor rămase și apoi o treime din numărul merelor rămase. În ce clasă ești? De la 5-a. În ce clasă ești? A 5-a. Ok. Da. Da, Alexia. Va să zic că la început au fost un număr de mere. Am luat o treime din ele. Câte au mai rămas? Câte treime au rămas dacă o treime am luat-o? Două treime. Da. Da, două treime. Două. Și acum, aceste două treimi le împart în trei și iau o treime din ele. Wow! Și după care... Iau jumătate. Iau jumătate de ce-a rămas. Oh. Alexia, hai că fetele se bucură foarte tare. Tu trebuie să mă ajuți. Că ale mele de aici, ale mele de aici, se bucură foarte tare că tu m-ai pus în încurcătură. De fapt, eu puteam să tac, să nu spun că... Dar cât e cea și jumătate. Aproape și jumătate. El se bucură că vine clasa cealaltă și că eu m-am salvat. Nu e adevărat, nu m-am salvat. Că îi țin aici până facem problemă. Bun, hai să facem... Să-și la tata, da? Tata, vino, da? Mai repede. Bun. Nu. Uite ce-ți propună ție. Hai să ne închipuim că printr-un segment reprezentăm cele ien mere. Deci printr-un segment, desenează și tu, vezi la tabla acum, nu? Da. Perfect. Printr-un segment reprezentăm cele ien mere. Da. Acum, le împărțim în trei, trei segmente egale. Atenție, trei segmente egale. Vă rog să măsurați cu ochiul așa, să fie împărțire exactă în trei segmente, da? Deci. Voi aveți pătrățele și puteți număra pătrățelele, ca să fiecare pătrățică, lungimea, adică să fie atâtea pătrățele, cât să fie numărul total. Mai degrabă, numărați-le pe toate și spuneți, prima parte are 5 pătrățele, următoarea tot 5 pătrățele și următoarea 5 pătrățele, da? Imediat. Așa. Gata. Bun. Alexia. Acum, o treime o luăm. Am terminat-o cu ea. O treime o luăm. Mi-au rămas două treimi. Uite ce fac, Alexia. Aceste două treimi reprezintă de sub segmentul acesta de două treimi. Cele două treimi le împart acum din nou în trei. Deci segmentul ăsta îl împarte iar exact în trei. Da, exact în trei. Exact în trei. Fii atentă. Foarte tare. Și iau o treime. Da, iau o treime. Și îmi rămân două treimi, da? Ce rămâne, dau în două. Da? Deci, ce rămâne, dau în două. Și iau jumătate din ea. De fapt, au rămas două treimi. Înseamnă că iau o treime, da? Și rămâne cealaltă. Asta, și asta ce rămâne înseamnă patru mere. Patru mere. Patru mere. Ei, am aflat lungimea unei singure treimi. Cât este lungimea unei singure treimi? Patru mere. Da. Gândiți voi problema mai departe. Așteptă puțin, ok?
da? Dar tu vorbește, gândiți-vă voi acolo, împreună cu Alexia. Imediat. Așteptă două secunde, bine? Dar gândiți voi, vorbiți acolo la problemă. Hai. Deci dacă am aflat parfumele... Deci dacă în coșul mai rămas exact 4 mere, sigur ne gândim că... Vă poftiți? Nu, nu, n-am părinte. Poftim? Hai, că suntem într-o... Uitați-mă, suntem într-un dialog cu cineva din Cluj. O fetiță din Cluj. Așa. Deci, Alexia. Alexia, să ne înțelegem. Vă să zic așa. Am reprezentat printr-un singur segment. Haideți înăuntru. Printr-un singur segment am reprezentat numărul merelor din coș, da? Bun. Mi-ai spus că în prima fază, în prima parte, luăm o treime. Am împărțit în trei segmente și am luat o treime. Mi-au rămas două treimi. Restul acesta l-am împărțit în trei. Pentru că spui că în etapa a doua iau din nou o treime, așa-i? Da. Și câte treimi mi-au rămas din restul ăsta? Două treimi. Și împărțim în două, că zici că iau în etapa următoare jumătate din cât o rămas, adică iau treimea asta, și mi-au mai rămas doar patru mere. Ce reprezintă patru mere, spuneam mai devreme? O jumătate. O jumătate, adică o treime din al doilea rest. Că jumătatea asta de aici înseamnă o treime, da? Deci patru sunt aici. Tu mă urmărești acum, da? Te uiți la mine. Ce am făcut acum? Am pus mâna pe tablă. Pe tablă, pe treimea asta, da? Da, treimea asta e patru. Asta la altă cât este? Te rog să-mi spui cât este asta la altă. Tot patru. Tot patru. Tot patru. Pentru că dacă au rămas, ai luat jumătate din ea, deci și-au rămas 4, deci asta e 4, asta la altă este tot 4 și asta la altă care e de aceeași lungime, tot 4. Deci practic aici sunt, câte sunt? 4 plus 4 plus 4 sunt 12 mere, da? 4, 4, 4, de 3 ori câte 4 fac 12 mere. Dar aceste 12 mere înseamnă exact cele două de sus, din prima fază. Ei, 12, dacă astea două segmente înseamnă 12, un singur segment cât înseamnă? 6. 6. 6, 6, 6. Iată că în total sunt 18 mere. În coș, la întrebarea ta am răspuns. N egal cu 18 mere. Pentru toți prietenii noștri, să repetăm problema, care sună așa. Într-un coș sunt câte ien mere, da? Sunt ien mere. Acum noi am aflat că 18. Da. 18 împărțim la 3. 18 împărțim la 3. Și egal cu 6. Și o treime se ia. Deci ia 6. Și rămân în coș din 18 minus 6. 12 mere. 12 acela îl împărțim la 3. Da? Și regal cu 4. Și luăm o treime, adică luăm pe 4. Din 12 scădem 4 și egal cu 8. Și aceste 8 le împărțim la 2. Le luăm jumătate. Și înseamnă 4. Și rămân în coș 4. Da? Deci practic am luat 4 ultima dată și în coș rămân 4. Și problema este complet rezolvată prin metoda figurativă. La clasa, sunteți în clasa a 5-a, iată o problemă de clasa a 4-a. Ia să spuneți clasa. Nu, 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 pentru voi suntem în clasa a 5-a. Acum m-am băgat, vine la camere de clasa a 5-a și am rezolvat problema prin metoda figurativă. Așa, Alexia, ai făcut ceea ce te-am rugat eu să transmis la toți prietenii tăi, că tu ai stat de vorbă din nou cu Prof Online, da? De acolo din Cluj și ți-a fost făcută problema de către Ștefania și Cristina care
care aveau să, vreau să se bucure nespus de mult să ajung să nu o pot face. Asta era marea lor bucurie. Nici nu știi tu câtă bucurie aveau în suflet și cât de triste sunt acum că am făcut-o. Așadar, ne oprim aici. La revedere, dragilor! Și să nu uite să dea like și share. Da. Poftim? Da. Deci dacă mai faceți în timpul vacanței? De vară. De iarnă. În timpul vacanței de iarnă. Dacă de voi, chiar o discutați fetele mai devreme și m-au întrebat dacă faceți în timpul iernii, deci în vacanța asta, cred că faceți, după cum vă simt pe voi, că sunteți dornice, stai cu ochii pe Prof Online, urmărește Prof Online TV și vei vedea exact dacă facem sau nu, nu? Eu o să o anunț. De acum, deocamdată ieri se duc acasă, vorbesc cu părinții și o să aflu exact situația. Bine, la revedere, dragilor. Pe curând. La revedere. La revedere. Au vrut tare mult să mă purt pentru că tot. Le părăsc că o zis că mâine, sigur, mă pun într-o situație dificilă. Da. Da, dar cum reacționează profund, că nu poate să facă. Doar m-am mai văzut. Dar nu știu de ce ați curioasă așa.